Acum o oră s-a încheiat festivitatea de decernare a premiilor Uniunii Artiștilor Plastici pe anul 1998. Evenimentul s-a remarcat printr-un plus de consistență în organizare față de edițiile precedente. Valoarea premiilor s-a situat între 3 și 6 milioane de lei, în plus fiind oferite burse de studii. Jurul a fost condus de maestrul Sorin Ilfoveanu. Au fost decernate 15 premii ale Uniunii, la acestea adăugându-se cele oferite de fundațiile Art Expo și Țipoia pentru Tineret. Marele premiu a fost atribuit maestrului Ion Sălișteanu, pictor și profesor apreciat pentru originalitatea operei sale. Pentru pictură a fost premiat Alexandru Chira, pentru sculptură Rudolf Cociș. La grafică, laureată a fost Suzana Fântânaru. Alte premii au fost acordate pentru arte textile, ambient, instalații, scenografie, design, restaurare și critică de artă. Premiul pentru tineret a revenit lui Florin Ștefan, Teo Mureșan și Dumitru Cojocaru.